În Ioan, capitolul 1, versetul 9, Sfânta Scriptură distinge între adevărata și falsa lumină. Sigur că trăim într-o lume bipolară în direcția aceasta și va trebui să fim totdeauna în gardă. Și cum întreabă Isaia, oare nu am o minciună în mână? Oare nu mi-a ajuns la ureche o minciună? Oare nu practic ceva mincinos, nu cumva nu e adevărat. Nu trăim într-o lume în care nu avem trebuință să ne păzim. Ba nu, la fiecare pas, absolut la fiecare pas. Și dacă este un lucru important, cu adevărat important, asupra căruia trebuie să fim permanent în gardă și în legătură cu Dumnezeu, acesta este lumina. Ce fel de lumină este aceasta? Din cauza că de la Dumnezeu vine lumina, dar partea întunericului vine ca înger de lumină, nu vine așa cum ni s-a pictat nou. Și trebuie să disting între lumină și lumină. Nu între lumină și întuneric, ar fi simplu aici. Între lumină și lumină. Și Ioan 1:9 dă criteriul după care cunoaștem lucrul acesta. Lumina aceasta este adevărata lumină. Ochii mari, urechile deschise, inima deschisă în fața lui Dumnezeu, cum am cântat, vorbește-mi tu, Iisuse, nu un om. Vorbește-mi tu mie acum. Aceasta este adevărata lumină, aceea care luminează nu doar pe unii, ci luminează pe orice om venind în lume. Aceasta este adevărata lumină. Oriunde veți auzi lucrul acesta, că lumina lui Dumnezeu luminează pe orice om venit în lume, să știți că avem adevărata lumină. Acolo unde veți auzi că doar un grup de oameni, doar niște persoane, doar niște denominațiuni, niște păreri și așa mai departe, niște curente în lumea aceasta, ei sunt deținătorii luminii. Ei sunt aceia care luminează pământul. Oriunde veți auzi așa ceva, stați departe. Este lumină falsă. E tot lumină, dar e falsă. Adevărata lumină, așa scrie Sfânta Scriptură, adevărata lumină este aceea care luminează pe orice om venind în lume. Prin naștere, prin venire, Dumnezeu lucrează în așa fel încât prin mijloacele lui Dumnezeu luminează pe orice om venind în lume. Aceasta este adevărata lumină. Prin ce mijloace? Aici este la dispoziția lui Dumnezeu, cum a spus textul nostru. Vorbește când într-un fel, când într-altul, vorbește de două ori, de trei ori. Important este dacă un om ia seama sau nu. Aici este. În prima lui predică de la Wittenberg, Martin Luther a făcut referire la textul legat de din judecător și a zis așa, în prima lui predică: stimaților sau oameni buni, în istorie, odată, Dumnezeu a vorbit printr-un măgar. Și acum vă spun că e gata să o fac a doua oară, a zis el. Și el era la amvonul acelei biserici, prin care Dumnezeu urma să se adreseze lor. Dar să uităm mijloacele de care se folosește Dumnezeu. Odată printr-un măgar, odată prin furtună, odată printr-un idol. Prin idol vorbește Dumnezeu, i-a arătat lui Nebucadnețar un chip, așa, pentru că el e doar limbajul ăsta, îl știe. Altădată, Pavel începe predica cu un idol. Mă plimbam prin cetatea voastră și am văzut un idol și pe care scria unui Dumnezeu necunoscut: pe acesta vi-l vestesc eu. A pornit de la idolul acesta și era singurul limbaj pe care îl înțelegeau și îl cunoșteau ei. Pentru că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, dar nu rămâne absolut nimeni căruia să nu-i vorbească Dumnezeu, pe care să nu-l lumineze Dumnezeu venind în această lume. Dacă Dumnezeu vorbește, iubiții mei, El nu are nevoie de traducător. Sunt oameni care mai vorbesc mai multe limbi, să zicem, dialecte și... Dar nu se poate spune despre nimeni că vorbește absolut toate limbile care vreodată s-au vorbit și că vorbește dialectul fiecărei persoane și vorbește limbajul sufletesc al fiecărei persoane. Acest lucru îl poate face doar Dumnezeu. Și dacă El vorbește, atunci El nu are nevoie de traducător.
nici către mine când vorbește, nu are nevoie de nimeni să-mi traducă lucrul acesta, el se descoperă pe sine prin mijloacele lui, și nici când vorbesc eu lui Dumnezeu, el nu are nevoie de traducător. Nu, este o comuniune totală între om și Dumnezeu, comunicându-se nu doar sunetul cuvântului, ci comunicându-se intenția, scopul, motivul. E o încărcătură ce nu s-a imaginat în ceea ce Dumnezeu aude, înțelege, cunoaște cu privire la noi. Astfel că găsim aici în Genesa de 5 ori repetat în făgăduințele lui Dumnezeu către părintele credincioșilor și al credinței, găsim cuvântul: toate semințiile, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Toate neamurile, toate semințiile, găsim în cartea Apocalipsei, oricărui neam, oricărei limbi, oricărui popor. Găsim această prezență a lui Dumnezeu, după cum atmosfera înconjură pământul și nu rămâne niciun gol, după cum fundul mării este acoperit cu ape și nu rămâne niciun gol. Acolo ați văzut că submarinul acesta a avut un mic gol și de acolo s-a produs nenorocirea. După cum aceste lucruri se întâmplă în lumea fizică, la fel se întâmplă în lumea duhovnicească. Nu există un loc pe care l-a trecut Dumnezeu cu vederea, nu există o persoană scăpată din vedere sau neobservată. Lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume. Și Epistola către Romani ne spune nouă că acest lucru ne lasă pe noi oamenii fără niciun fel de scuză. De aceea nu se pot dezvinovăți. Oh, nu, pe unde era să știu eu că eu am fost într-un trib, într-o țară în care ei erau cu alt fel de lucruri. Păi Abraham a fost chemat dintr-o țară cu acest fel de lucruri. Toată lumea din țara aceea n-a înțeles glasul. Nu, unul a înțeles. Atunci posibilitatea a fost la îndemâna tuturor. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu toate semințiile pământului. Și când se referă la lucrul acesta, se referă direct la Domnul Iisus Hristos. În sămânța ta, adică Iisus sau Hristos, cum spune Epistola către Galateni, în sămânța ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Aceasta este lumina pe care cartea Apocalipsei, capitolul 18, o menționează. Aceasta este lumina care va lumina pământul. Cuvântul prezenței lui Dumnezeu. Și e tendința noastră să reducem lucrarea lui Dumnezeu la sătucul nostru sau la cuibul nostru sau din sătucul nostru la o singură persoană. E tendința noastră aceasta. Dumnezeu nu face lucrul acesta. Ci scrie în cartea profetului Isaia, e prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov. E prea puțin atât, spune Bunul Dumnezeu. Și scrie mai departe, de aceea, pentru că e prea puțin lucrul acesta, te poți să fii lumina neamurilor ca să aduci mântuirea până la marginile pământului. Aceasta e lucrarea pe care a încredințat-o Domnul Iisus, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta Evanghelia despre care a spus el, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, la orice făptură spre cunoștință, atunci va veni sfârșitul. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, aceasta este adevărata lumină. Și constatăm lucrul acesta din faptul că Mântuitorul spune în Matei 24, toate semințiile pământului vor recunoaște semnul venirii lui. Păi de unde să recunoască dacă n-au știut nimic? Ce frate asta? Nu. Toate, orice ochi, nu spune va vedea ceva sau va vedea pe cineva, orice ochi îl va vedea. Îl. Înseamnă că el s-a descoperit așa cum a promis. În adevăr, însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Este foarte ușor să zicem, da, n-am știut, scriem cartea Proverbe, n-am știut. Și continuă textul, zice, crezi că
Nu vede ce la tot puternic care cântărește inimile, n-ai știut? N-ai înțeles? N-ai văzut? N-ai aflat? N-am știut. Nu. Cel preanalt a luat măsuri ca fiecare din noi să știm. Să știm clar, să știm limpede. Cuvântul acesta ne dezarmează literalmente și dacă avem în viața noastră un fel sau altul de scuză, e momentul să lepădăm așa ceva, pentru că Dumnezeu va lăsa orice, va stupa orice gură, spune Biblia, va lăsa orice om fără scuză. Nu se pot dezvinovăți. De ce? Spune Asaf, Dumnezeu vorbește de la răsăritul până la apusul soarelui. Asta scrie Asaf despre el. Est-vest. Dumnezeu vorbește de la răsărit până la apus. Și Domnul însuși confirmă în Maleahi spunând, de la răsăritul soarelui până la asfințit numele meu este mare între neamuri. Oh, ei sunt ei și noi suntem noi. Nu la Dumnezeu. La noi poate, dar nu la Dumnezeu. Numele meu este mare între neamuri, zice Domnul oștirilor. În numele meu se arde tămâie în cinstea numele meu și se aduc daruri de mâncare curate de la răsăritul la apusul soarelui. Nu știu cum. Prin India, prin China, cum s-o fi întâmplat întreba asta? Prin Vietnam, prin Coreea, prin Muntenegru, cum am văzut aici la școala de șaba. Cum se întâmplă lucrul acesta? E treaba și lucrarea lui Dumnezeu, dar nu rămâne nimeni care să nu fie iluminat de Dumnezeu în lucrarea aceasta. Să nu numai așa la modul general și global. Dumnezeu este Dumnezeul întregului pământ, ci și personal, la nivel personal. Și aș vrea să mergem împreună aici în cartea lui Iov la acest verset pe care l-am avut împreună. Dumnezeu vorbește. Întrebarea este, iei seama sau nu iei seama? Aici este, Dumnezeu nu va rămâne dator către nimeni niciodată. Nu există așa ceva. Dar eu ca om am posibilitatea să iau seama sau să nu iau seama. Recent ați observat că în psihologie este lansat pe tot pământul acest mindfulness. Termenul acesta care înseamnă a lua aminte, a fi prezent acolo unde se vorbește, a asculta mindfulness, fi prezent în prezența lui Dumnezeu. Ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Omul nu ia seama, omul nu ia seama. Nu este mindful, ia seama. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. De aceea El vorbește fiecărei ființe în limbajul sufletului. I-a spus lucrul acesta, a spus familiei lui Moise. Uite, într-un fel vorbesc cu tine, Maria, și într-un fel vorbesc cu tine, Aaron, și altfel vorbesc cu Moise. Păi da, de ce, Doamne, unde e dreptatea? Nu, dar voi aveți slujbe diferite, sunt ca instrumentele care cântă într-un fel sau altul. Și Dumnezeu este Cel care știe pe ce cale să vorbească, cum să se descoperă. Nu rămâne nicio lipsă aici, nicio datorie. De ce, da, mie de ce nu, numai prin Moise vorbește Dumnezeu, a zis sora lui, și numai prin omul acela? Și atunci ea și-a dat seama pe calea cea grea a faptului că Dumnezeu știe ce face când așează o lucrare asupra unuia și altă lucrare asupra altuia și asupra fiecăruia lucrarea potrivită. Unuia da 5, unuia 3, unuia 2, unuia 1. El știe de ce face lucrul acesta. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul și rămâne să răspundem la întrebarea dacă acordăm atenție, dacă ascultăm, dacă suntem prezenți sau nu. Lui Belșațar nu i-a mai vorbit nici printr-un idol, nu i-a mai vorbit nici prin natură, într-o furtună, nici printr-un susur blând, cum i-a vorbit. Lui Belșațar i-a vorbit printr-un text message. I-a trimis un text. Aceea a fost ultima comunicare între Dumnezeu și el. În ziua aceea cer a plâns, vă asigur. La fel cum am citit în literatura rabinică asupra faptului că Dumnezeu a plâns când a văzut egiptenii înnecați pe malul apei. Nu i-a băgat Dumnezeu în apă să se înnece. Ura lor i-a alergat acolo și au sfârșit în felul acesta. În ziua în care a fost trimis acest text message, acesta nu era primul apel al lui Dumnezeu, era ultimul, într-adevăr, dar nu era primul.
Au fost atâtea și atâtea încercări. Daniel a fost lângă el tot timpul. Calea lui Dumnezeu de a-l ajuta pe omul acesta, de a-l face să înțeleagă, era acolo lângă el, dar a fost de așa natură viața lui încât el nici nu știa că există un astfel de om. Nu l-a prețuit nici pe departe. Este unul dintre robii aceia din... Păi o fi unul dintre robii aceia din Israel, dar se întâmplă că l-a ales Dumnezeu pentru treaba asta. Cine eram eu, zice Petru, să mă bag în treaba asta dacă Dumnezeu l-a ales pe el? I-a venit acest text message cu care s-a încheiat. Acum aș vrea să urmărim lucrul acesta pentru că putem să cădem într-o altă capcană foarte grea. Cea mai grea nu este a nu acorda atenție chemării lui Dumnezeu. Cea mai grea dintre ele este a înțelege greșit pe Dumnezeu. Ai auzit, dar ai înțeles ce nu este. Vi s-a întâmplat și vouă să spui o vorbă și ea să fie la polul opus, înțeleasă. Ești cu minte, nu te grăbești, aștepți pe Dumnezeu să facă lumină. E clar lucrul acesta. Dar când un om înțelege greșit pe Dumnezeu, el trăiește în această greșeală a luminii lui, așa se explică și cruciadele, așa se explică inchiziția, așa se explică diversele conflicte sângeroase dintre oameni pe teme de credință. Ce a înțeles unul de la Dumnezeu? Cum a priceput el? Nu e nevoie să fii prea departe de Iisus ca să pricepi așa ceva. Petru și Ioan erau lângă el, dar ei au înțeles că răspunsul la lipsa de politețe și de ospitalitate a samaritenilor, răspunsul ar fi incinerarea, calcinarea, arde foc din cer peste ei. Așa au înțeles ei. Și Iisus a spus, ce greșit ați înțeles. Fiul omului nu a venit să ardă pe nimeni, frate. Ci a venit să mântuiască oamenii aceștia din foc. Ce greșit ați înțeles? Nu, Petru, Doamne, ferește, așa ceva să nu se întâmple. E contrar la tot ce știm noi și am crezut noi și... Domnul îi spune, știi cine ți-a dat lucrul ăsta? Crezi că e lumină? El vine de la Luciferos, purtătorul acesta de lumină, care de fapt era Satana. Așa i-a spus Domnului Petru. Dă-te înapoi. Ai înțeles cu totul și cu totul greșit. Problema, deci, nu este a nu acorda atenție lui Dumnezeu, ci a te întreba, ați văzut că aici americanii au acest frumos obicei și ei, după ce ai spus ceva, îți repetă ce ai spus și zice, am înțeles bine ce ai spus? Da. Ai înțeles bine? Nu, n-ai înțeles. Stai, o iau de la capăt. Și atunci spui a doua oară ce ai avut de spus, omul spune, acum am înțeles, da, acum ai înțeles bine. Este clar. De fiecare dată trebuie să venim la fel înaintea lui Dumnezeu cu ceea ce am înțeles și credem din toată inima că așa ar fi bine. Dar sunt eu acela care să pot să vorbesc ca și cel prea înalt, ce am gândit eu, asta este și așa rămâne. Nu, eu vin în fața lui cu ce am înțeles eu și îi spun. Uite ce am înțeles eu din ce ai zis tu. Și atunci lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume. Cine știe care a fost cauza marelui eșec al Exodului? Exodul a eșuat teribil. La frontiera Canaanului a picat un popor întreg, s-a întors înapoi 40 de ani în deșert. Cine știe care a fost cauza? Odată am atins noi tema aceasta, dar probabil că n-a fost. Te rog, Sorin. S-au întors în inimile lor în Egipt. Da, au vorbit tot drumul, de fapt, că unii au plecat cu ei pentru treaba asta, să-i descurajeze pe drum, să le spună că nu e bine, întoarceți-vă înapoi și așa mai departe. Sandu, au înnegrit țara și dofai este groaznic acolo și uite așa stau lucrurile și au înnegrit țara în fața oamenilor. Iubiții mei, toate lucrurile acestea sunt reale, au valoare lor. Obiceiul de a se revolta, de a protesta, de a fi împotriva a ceea ce Dumnezeu le-a descris din start. Orice ar fi spus bunul Dumnezeu, ei erau pregătiți imediat să respingă. Dar merge... Nu erau gata pentru... Sigur nu erau gata pentru Canaan, așa trebuie 40 de ani de perioadă. Haideți să mergem în Scripturi și să constatăm ce este și în viața noastră. Uite, dacă vrei o explicație
pentru ce ești cum ești, pentru ce vorbești cum vorbești sau ce faci în ceea ce... Dacă vrei o explicație, o aici este în Biblie. Singura explicație este cum vezi tu pe Dumnezeu. Asta stă în spatele a tot ce suntem și facem pe pământ. Cum vezi tu pe Dumnezeu? De asta au căzut ei acolo. Ascultați ce scrie cuvântul lui Dumnezeu. Deuteronomul 1:27. Moise le explică de ce, ce s-a întâmplat acolo. Ați cârtit în corturile voastre și ați zis, pentru că ne urăște, de aceea ne-a scos Domnul din țara Egiptului ca să ne dea mâinile amoriților să ne nimicească. Ăsta era crezul lor despre Dumnezeu. Unde vrei să ajungi cu un crez din ăsta? Decât acolo unde au ajuns ei în final. Versetul 27. Revin spunând, deci tot ce este legat de viața noastră, dacă o luăm pe fir, vine de la imaginea noastră despre Dumnezeu. Ce credem noi despre El? Ei credeau că Dumnezeu îi urăște, de asta i-a scos din Egipt și i-a scos ca să-i omoare, să-i dea mâinile unor oameni. Crezând acest lucru, încearcă să intri în țara promisă. Crezând așa ceva. Niciodată nu-i țara promisă. De-aia au văzut țara așa și au înnegrit-o pentru că îl înnegriseră pe Dumnezeu înainte. Și când au văzut țara, au zis, asta e o capcană, ne dă mâinile lor, uite ce se întâmplă, uite așa. De la concepția aceasta s-a prăbușit toată călătoria lor de 40 de ani. Dar asta de unde venea? Păi ieșiseră cu ea din Egipt. Egiptenii le-au spus treaba asta, nu plecați, nu faceți treaba aceasta, pentru că Dumnezeu vă scoate fiindcă vă urăște și o să vă omoare pe drum, vă dă mână, nu faceți lucru. Egiptenii le-au spus treaba aceasta. Găsim în Deuteronom 9, versetul 28, țara din care au ieșit ei, spune Moise, uite ce zic oamenii ăștia. Pentru că Domnul n-avea putere să-i ducă în țara pe care le-o făgăduise și pentru că-i ura, de aceea i-a scos ca să-i omoare în pustiu. Pe egiptenii ăștia i-am înțeles. E politică de descurajare a oamenilor, de muierea mâinilor zidarilor, de dezorientare, ceață teribilă. Înțeleg pentru că ei vor să-i țină captivi. Dar ce caută la voi care sunteți poporul lui Dumnezeu? Ați văzut cu ochii pe Dumnezeu? Ce caută la voi o idee ca aceasta? Ei au importat-o și nu a rămas fără efect în viața lor. S-au întors de la frontieră pentru că au înțeles atât de greșit pe Dumnezeu. A fost o vreme în care oamenii au crezut că există o singură limbă sfântă și aceea este ebraica. Și numai că la 50 metri Dumnezeu a zis, nu, eu nu vorbesc numai ebraică, ci pe limbile tuturor oamenilor care... Și scrie Sfânta Scriptură în Fapte 2:8, zice, noi îl auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut. Asta înseamnă mult mai mult decât limbaj, decât comunicare. În limba noastră în care ne-am născut, înseamnă că Dumnezeu întâmpină ființa ta cu complexul și completul ei acolo unde este. Așa înțelegem noi de la Dumnezeu. Dar tu înțelegi ce citești? Doamne, nu înțeleg ce citesc. Păi, dar nu vezi cine e lângă tine? Cine e lângă tine? Păi, Filip este lângă tine. De-aia l-am trimis, că am știut că nu înțelegi ce citești. Uite ajutorul aici. Dar vrei să înțelegi întrebarea, da. Discută cu omul ăsta. O, nu vreau să înțeleg, eu vreau să rămân cu ce am înțeles eu. Am întrebat-o pe o doamnă, zic, ați citit cartea asta? Și mi-a spus, zice, nu vreau să o citesc, știu ce scrie în ea și nu vreau să o citesc, vreau să mor cu imaginea aceasta care o am. Dacă nu e adevărată, vreau să mor cu ea. Bine, este sigur, un om este absolut liber în direcția aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu dă fiecărui om șansa de a vedea, de a auzi, de a înțelege glasul lui Dumnezeu absolut personal, independent de orice alt mijloc exterior. Toate acestea de care se folosește Dumnezeu sunt plusuri pentru ajutorul nostru. Dar dincolo de orice, Dumnezeu se adresează personal. Și sunt două etape în care se adresează Dumnezeu ființei noastre. Cea din tâi este înainte de a se întâmpla. David spune, zice, în ziua când am fost acolo, l-am văzut pe Doeg și mi-am dat seama că va spune și a urmat masacru cetății preoțești Nob înainte să se întâmple. Dacă nu ascultăm înainte să se întâmple, Dumnezeu nu ne părăsește. Ne vorbește după ce s-a întâmplat. După ce a terminat numărătoarea, Biblia spune lui David a început să-i bată inima. Era bine dacă bătea de la început. Dar Dumnezeu vorbește, în mod sigur.
Acum, iubiții mei, aș dori să punem înaintea noastră acest cuvânt al lui Dumnezeu, care ne este de mare însemnătate și pe care îl găsim în psalmul acesta exprimat astfel. Cine e omul care se teme de Domnul? Aceluia. Domnul îi va arăta calea pe care trebuie să o aleagă. Nu e vorba dacă îi arată sau nu Dumnezeu, ci e vorba dacă se teme sau nu se teme de Domnul. Aceluia Dumnezeu îi va arăta. Nu va alege în locul lui, dar îi va arăta ce să aleagă. Tu alegi, dar îți arată ce să alegi. El va locui în fericire, sămânța lui va stăpâni țara, prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de el și legământul făcut cu el le dă învățătură. Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul, căci el îmi va scoate picioarele din laț. Amin.